În turul 2 din cele 11 circumscripții uninominale din Chișinău, PPD ar învinge în 6 circumscripții, iar 5 a revenit Partidului Socialiștilor. În schimb, simularea primului tur arată o situație inversată. Partidul Socialiștilor ar învinge în 9 circumscripții, iar PPDA doar în 2. Adică cu un scor de circa 40% cât a colectat domnul Partidul Socialiștilor în primul tur de scrutin, ar fi acumulat în jur de 80% din mandate disputate pe teritoriul circumscripțiunii nominale Chișinău. Alegerile parlamentare în baza sistemului mixt vor avea loc în toamna acestui an și, atenție, sunt organizate într-un singur tur.